Bun, merge de aici mai bine. Bun, salutare, sunt Cristi și vă invit la una spontană cu Tesla pe canalul Nahabar, dar încerc. Nu o să fac o introducere prea lungă, că trebuie să ajung rapid să vă arăt cum se livrează o Tesla în România, comandată pe site-ul oficial tesla.com. Dau bătaie! Dar nu, zine când ai comandat-o în afară de faptul că îmi plac mai bine. Ok, hai că suntem în aer liber, să stăm puțin la distanță. Da, hai. Primul rând? Când am comandat-o. Da. Ianuarie 2016. Și pentru cine nu știe, astăzi este... Mulțumim! Ciao! Bun! Astăzi suntem în 1 iunie 2020. 3 ani, 6 luni. Da. 3 iulie, pardon, 1 iulie. Da, corect, 1 iulie. 3 ani și 6 luni de așteptare. Dacă s-a ridic la pe măsura așteptărilor, da, e ok. Arată super, super bine. Nu am găsit nimic care să mă... Să te facă să refuzi, ca să da, zic. Da. Adică, cum se plânge lumea de lușturi, de astea... Bă, da, nici eu n-am văzut nimic și am tot filmat până lângă aia și nu-i nimic, da. Foarte, foarte bine integrată. Să cunosc că... 2 ani de zile în plus la așteptare. Da, corect. Care au și pe piață. În rest, da, suntem entuziasmați. Am avut o mică problemă. Sperietură la scaunul șoferului, dar bănuiesc că de când au mutat-o ei, erau ei murdari pe haine ceva. Pe salopetă ceva și da. Da, pe salopetă, dar în rest a ieșit destul de bine. Nu, ceva important pentru cei care vor să-și comande, mașina a fost comandată de pe tesla.com. Da. Și transportul costă 1785 de euro cu tot cu TVA. Asta 1500 de euro fără TVA dacă vine pe firmă. Da, e... Da, este un scor. E un scor. Da. Bun, hai să mergem să vedem și prima stație, nu prima stație neapărat, dar prima stație prima a unui coleg din Aero instalată la bloc. La locație. La bloc în București, da. Pe locul de parcare, da. Parcare ADP. Parcare ADP în grădina blocului, că asta e important să se reține, este în grădina blocului, cu acordul Asociației de Proprietari și cu acordul conducerii asociației. Plus, ai zis 50 plus, nu? Da, pentru acordul proprietarilor trebuia 50% plus 1. Am obținut aproape de 60% ca și semnături. Deci, asta înseamnă că se poate. Da, se poate, se poate, se poate cu... Bine, la oameni trebuie să le explici din start că este vorba de o stație de încărcare care se va instala într-adevăr în grădina blocului pe cheltuiala ta inițial. Corect. Tu suposi toate cheltuielile, că se va instala un contoar separat față de contoarul blocului, adică totul o să fie contorizat în acel contoar. La sfârșit de lună o să-mi fie emisă factură pentru curentul consumat. Cine ți emite factura? Că e important. Factura o să-mi fie... noi avem noroc că deja noi suntem pe o platformă online și ne vine factura electronică. Cât ok. Și tu ai factură separată pentru stație sau ai contoar separat doar pentru stație? Deocamdată este doar un contoar separat. O să vedem cum este și partea de facturare, că bineînțeles, stația fiind în proces de instalare, încă nu a fost folosită. Și din acest moment... Să sperăm că o folosim acum. Avem șanse când ajungem? Puțin probabil. Ok, măcar o vedem. Da, de văzut se poate vedea. Ok, hai să-i dăm bătaie către bloc. Hai mă, că e frumoasă.
s-a adus primul. Uitați-vă, mi-e priză. Atât! La bloc se poate!